prin telefon, se discută cu banca, se discută cu... Această notă de soluție arată o modalitate, este o modalitate, dacă vreți dumneavoastră, în transformă într-o hotărâre, care are aceeași putere cu... Pe cale judecătorească un litigiu poate să fie, poate să dureze 1, 2 sau 3 ani de zile, da? Poate să coste, au fost făcute studii în care se arată că o bancă, de exemplu, sau știu eu, un litigiu cu o bancă poate să coste în jur de câteva mii de euro, da? Așa? Deci, iată, este o perioadă foarte lungă de timp și costuri foarte mari, da? Iar prin intermediul CSALB-ului, accesul este gratuit, consumatorul nu plătește absolut nimica, da? Vine și dacă banca este de acord, pentru că este vorba totuși despre o procedură voluntară, da? Concilierea pe care o gestionăm practic prin intermediul conciliatorilor noștri, dacă se întâmplă să intre într-un proces de conciliere, într-un dosar de conciliere, are șanse să termine mult mai repede de 90 de zile, termenul legal este de 90 de zile, dar media este undeva între 45 și 55 de zile, da? Și practic să-și continue relația de manieră, știu eu, profitabilă pentru ambele părți, ca să spunem așa. Adică ambele părți se împacă aici. Nu avem ca în instanță unde este cineva câștigător și cineva este pierzător. Aici avem practic o soluție, așa numită soluție win-win, în care amândouă părțile câștigă. Care a fost cea mai grea speță care a venit la dumneavoastră? 90% dintre cazurile pe care noi le soluționăm sunt, sau știu eu, au ca și izvor al problemelor un contract de credit. Și practic în soluția care s-a dat unui consumator s-a redus soldul creditului cu 20.500 de franci elvețieni. A fost transformat mai departe în RON, dar iată, o reducere de 20.500 de franci elvețieni sau 18.500 de euro într-un alt dosar, da? Acestea sunt cazurile, dacă vreți dumneavoastră, grele ca și pondere, ca și, eu știu, obiect. Cererea se depune efectiv pe mail, deci poate fi trimisă pe mail sau cum dorește consumatorul și în acel moment ea este trecută printr-un filtru și atribuită, dacă este conformă, atribuită aleatoriu unui conciliator. Deci nimic mai simplu pentru consumatorul de rând, care nu trebuie să se informeze. El spune ce are pe suflet și noi o și calificăm. Nu trebuie să indice texte de lege și așa mai departe. Însă contractul este o înțelegere între părți și el normal trebuie respectat. Însă dinamica lui trebuie recunoscută, pentru că se modifică atât situația financiară a consumatorului, intervin anumite probleme și unele fericite, adică apare un copil în familie, cresc cheltuielile, coșul zilnic nu mai este același ca atunci când a contractat creditul. Și de aceea noi încercăm să fim un liant între consumator și comerciant. Noi suntem doar pentru a supraveghea și pentru a proteja consumatorii dacă litigiul nu a fost soluționat într-un mod corect. Toate litigiile din domeniul bancar sunt direcționate spre CSALB. Soluționăm litigii între comercianți și consumatori, dar în domeniul serviciilor, în domeniul achizițiilor, în alte domenii. Am dat în judecată o bancă care nu mai exista pe piață datorită faptului că în contract erau stipulate clauze și condiții abuzive. Prin hotărârea definitivă a instanței am reușit să câștig cazul și urmând ulterior să recuperez acele comisioane. La un moment dat nu știam cum să rezolv mai departe din momentul în care am primit decizia definitivă a tribunalului și am întrebat un coleg care mi-a spus de ce nu apelezi la Centrul de Soluționare a Litigiilor Bancare. În condițiile în care ai deja o decizie definitivă, ei trebuie să te ajute. Acest lucru l-am făcut, i-am contactat printr-un formular online care l-am găsit pe internet, iar ei din oficiu mi-au desemnat un mediator care, pot să spun că în 2 săptămâni cel mult, a rezolvat problema. Banii mi-au fost returnați în cont și s-a redus suma ce mai aveam de plată la credit. Despre ce sumă de bani ar fi vorba? Care ar fi diferența pe care ați câștigat-o în urma acestui procedeu? Inițial, vreo 6.800 de euro. Iar soluția arbitrilor nu mai poate fi negociată, este obligatorie pentru ambele părți. Care la sigur aplicația deja depășește jumătate dintre cei...